Descoperim cele mai interesante echipamente audio pentru creatorii de conținut. Hai să îmbunătățim calitatea audio a materialelor tale. Powered by audiovision.ro. Astăzi avem un microfon shotgun pentru vlogging, pentru camere. Se numește Audio Technica Pro 24 CM. Este un microfon shotgun, un microfon unidirecțional. Ce înseamnă asta? Înseamnă că microfonul ăsta captează sunetul cel mai bine din direcția în care este îndreptat. Adică dacă eu îl țin așa și îl îndrept către mine, cel mai bine mă voi auzi eu. Dacă îndrept microfonul către voi, spre exemplu, vă veți auzi voi. Bineînțeles dacă ați fi aici și uh, v-ați auzi. Microfonul acesta este dedicat pentru camere, pentru camere de filmat. Am aici o cameră, da, microfonul se, uh, se pune pe cameră și se conectează la mufa jack. Pentru asta este el făcut, pentru asta este el dedicat. E important să avem o cameră cu intrare jack, foarte important, asta v-am și spus la camere. Când vă alegeți camerele pentru vlog, aveți grijă să aibă intrare pentru, pentru microfon. E foarte, foarte important. Așa se conectează microfonul și se atașează pe cameră. Este un microfon special pentru camere. Îl puteți folosi foarte bine cu DSLR-uri, îl puteți folosi cu camere video, dar în același timp îl puteți folosi și cu telefonul. O să vă arăt imediat un adaptor cu care îl puteți folosi uh, la telefon. De ce este un microfon recomandat pentru vlogging? Pentru că uh, atunci când ești în mișcare, dacă mergi pe stradă, te filmezi, dacă ai un travel vlog sau uh, dacă te plimbi pe undeva și te filmezi, este foarte greu să stai cu o lavalieră toată ziua aprinsă pe, pe haină pentru că te va încurca. Așa, acest microfon este uh, este atașat camere și este foarte ușor în momentul în care te filmezi să captezi un sunet bun din direcția în care ai îndreptat camera. Dacă vorbește cineva în spatele tău și vrei să îl înregistrezi, trebuie să îndrepti camera, filmezi persoana respectivă și va înregistra sunetul din direcția în care este îndreptat. Este un microfon de dimensiuni mici, se poate vedea, o să-l compar cu, cu un iPhone, din comparație cu un iPhone, este un, un microfon de dimensiuni mici, este super solid, este metalic, are un buton de on off aici în partea de sus are o mică baterie în interior și acest shock mount care îl face să elimine zgomotele de la atingerea camerei. Dacă atingem camera nu se vor auzi lovituri sau ceva de genul ăsta. Cablul este atașat Cablul este atașat, este un cablu spiralat pentru a putea să pentru a-l folosi ușor cu cameră, indiferent de modelul camerei. Ce îmi place la microfonul ăsta? L-am testat, l-am de vreo două săptămâni, l-am testat, am făcut mai multe teste cu el și ce îmi place, de ce vreau să vi-l prezint? Pentru că are un sunet puțin diferit față de alte microfoane shotgun de aceleași dimensiuni. Repet, vorbim de microfoane shotgun mici, microfoane de aceleași dimensiuni, nu vorbim de shotgun din acelea mari. Îmi place sunetul. Are un sunet mai plin, are un sunet cumva profesional, care la editare îl putem îmbunătăți foarte, foarte mult. Ca să faci o editare bună a sunetului, contează foarte mult cum este el înregistrat, cum este el uh, la origine, cum este el natural. Și acest microfon are un sunet foarte bun cu un noise foarte mic. E totul care pe mine mă interesează. Uh, genul ăsta de microfoane uh, sunt uh, compatibile atât cu camere, cât și cu telefoane. Le puteți folosi la smartphone dacă folosiți un adaptor potrivit ca acesta, este un adaptor de la audio Audiotehnica, conectăm microfonul la adaptor, PAC, și acest adaptor îl conectăm la telefon, evident în funcție de telefon și de mufa pe care o avem, la iPhone, spre exemplu, putem să folosim uh, adaptorul acesta uh, de la iPhone și uh, microfonul se poate folosi și la, și la smartphone. Uh, un alt lucru pe care trebuie să-l să aveți în vedere este că la smartphone suportul pe care puneți telefonul, ca acesta, să aibă sus o patină pentru a putea prinde microfonul de, de, de suport, da? pentru că altfel nu putem să prindem uh, microfonul uh, de, de suportul telefonului. În microfonul vine în pachet, așa cum îl vedeți, microfonul, uh, această montură, această liră, este un, uh, un shock mount ca să nu avem vibrații, vine cu acest burețel pentru vânt, ne ajută destul de mult acest burețel, uh, mai vine cu altă protecție pentru vânt, foarte, foarte bună, Protecția asta chiar elimină vântul dacă sunteți pe plajă, dacă sunteți afară și e vânt, protecția asta chiar face super, super treabă și vine cu acest. Această gentuță, acest plic în care îl puteți transporta. Asta avem în cutie. Ce vă recomand? Vă recomand să folosiți acest microfon pentru vlogging, pentru travel vlog, pentru vlog atunci când sunteți pe stradă, atunci când vă plimbați, atunci când mergeți, chiar și pentru vlog indoor în casă, dar să stați la o distanță de un metru, un metru și jumătate, nu mai mare. Este un microfon de dimensiuni mici și, în momentul în care creștem distanța dintre noi și microfon, evident, o să crească și uh, reverbul din cameră, o să crească și acel eco, pentru că este un microfon shotgun, nu este un microfon dinamic ca acesta. Este dedicat pentru camere și are un sunet specific. Trebuie să stăm la un metru, un metru și jumătate recomandat. Evident că dacă cineva vorbește sau țipă lângă noi, se vor auzi, dar se vor auzi mai încet decât noi. Este un microfon cu un sunet super bun, având în vedere dimensiunile lui și având în vedere prețul. Haideți să vă arăt imediat unde puteți să găsiți acest microfon. Îl putem găsi la audiovision.ro. Imediat vă arăt canul. Microfonul, în momentul de față, este la 562 de lei, iar la Audiovision, la prima comandă, dacă vă abonați la newsletter, aveți și o reducere de 5%. Primiți un cod pe mail după abonare și veți avea o reducere de încă 5% pe lângă această reducere. Din punctul meu de vedere, dintre uh, microfoanele shotgun de mici dimensiuni este microfonul cu un sunet extraordinar. Recomand, încă o dată, pentru vloggeri, pentru vlogging, este un microfon solid, un microfon stabil cu un sunet bun pe care ne putem baza de fiecare dată. Descoperim cele mai interesante echipamente audio pentru creatorii de conținut. Hai să îmbunătățim calitatea audio a materialelor tale. Powered by audiovision.ro